Bună draga mea, sunt Luna Ala. o minunată săptămână se așterne în fața ta. 24 iunie, Biserica Creștină sărbătorește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută și sub denumirea de cap de vară, pentru că acum soarele ajunge la apogeu. Tot astăzi se sărbătoreau la noi sânzienele, iar în romantică era sărbătorită zeița Vesta. Potrivit tradiției, sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă și dansează în part rod holdelor, umplu de fecunditatea femeile căsătorite, înmulțesc animalele și păsările, umplu de lac și miros florile, tămăduiesc bolnavii și apără semănăturile de grindină. În ajunul sânzienelor, pe 23 iunie, fetele culegeau de pe câmp flori de sânziene și împleteau cununi pe care le aruncau peste case. Dacă acestea se agățau de horn, era semn că se apropie cununia. În sud-estul României se sărbătorește Dragaica. Drăgaica era zeița agrară, protectoare a lanurilor înspicate de grâu și a femeilor măritate, sinonimă cu Sânziana. Ea se naște la 9 martie, echinocțiul de primăvară în calendarul Iulian, la moartea babei Dochia, crește și se maturizează miraculos până la 24 iunie, ziua solstițiului de vară în calendarul Gregorian, când înflorește planta ce poartă numele Sânziana sau Drăgaica. Manifestările cultice de alte date de cinstirea zeiței agrare, au devenit ocazie de întâlnire și cunoaștere a tinerilor în vederea căsătoriei și apoi vestite târguri, bâlciuri și iarmaroacele de drăgaică, sânziene și de fete. Vesta este zeița virgină a vetrei focului, a casei și familiei în religia romană. Era rare ori descrisă sub formă umană și era adesea reprezentată de focul templului ei în forum romanum. Vesta era printre primii 12 dintre cei mai onorați zei din panteonul roman. Ea era fica lui Saturn și Opis și sora lui Jupiter, Neptun, Pluto, Iuno și Ceres. Tot pe 24 iunie în Roma Antică se sărbătorea viața și soarta, sărbătoarea fiind numită Force Fortuna. Cu atât de multe sărbători în aceeași zi, cu semnificație atât de prețioasă, este bine să dedici această perioadă noilor abilități. Acest lucru, precum și un răspuns rapid la circunstanțe neprevăzute, îți vor permite să începi ceva nou care va aduce profituri substanțiale pe viitor. Astrele recomandă tratarea chestiunilor legate de bani, proprietate, precum și orice aspecte legate de asigurări, impozite și valori imobiliare în această săptămână. Începând de joi, energiile planetelor care te patronează vor aduce viața la practică și diligență. Orice proiecte început acum vor aduce un venit constant în viitor. Acestea fiind spuse, hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodeacului. Berbec. Desigur, va trebui să depui eforturi pentru a obține succesul dorit, dar ai o șansă de a reuși. Nu ezita să arăți curaj și perseverență. Ești în formă fizică și intelectuală excelentă. Poți profita la maximum de această situație. Încrede-te în intuiția ta și nu uita să evaluezi obiectiv informațiile. Această abordare te va ajuta să găsești cea mai bună opțiune. În rezolvarea problemelor, folosirea unei abordări creative îți va oferi cele mai bune rezultate. Potrivit astrelor, este mai bine să nu începi noi afaceri. Indiferent cât de seducătoare ți se par, rezultatul nu te va mulțumi nicicum. Marți poți refuza niște parteneri care nu doresc să-ți înțeleagă situația. În viitorul apropiat vei fi mai sensibilă, și orice lipsă de atenție față de persoana ta poate fi percepută ca o insultă. Controlează-ți atitudinea față de ceilalți. Dacă te gândeai să mergi la sală, este timpul să pui planul în aplicare. Același lucru este valabil și pentru călătorii, studiul științei și practicarea unor tipuri de creativitate. Dacă activitățile tale profesionale sunt legate de actorie, dans sau muzică, vei reuși! Dar ai grijă, nu sunt excluse unele leziuni. La sfârșitul săptămânii, atenția ta poate fi captată de probleme de familie. Unele lucruri pot merge împotriva planurilor și așteptărilor tale. Cel mai important lucru este să rămâi calmă și să nu tragi concluzii grăbite. În această săptămână, nu ar trebui să eviți responsabilitatea pentru cei dragi. Acest lucru este valabil mai ales pentru părinți și generații mai tinere. Încearcă să acorzi timp oricărei activități creative. Îți va fi de folos. În weekend, merită să ai grijă de tine. Vizitează un cosmetician, fă tratamente cu apă sau o excursie în sânul naturii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur. Săptămâna aceasta poți fi înclinată să crezi că lumea nu ți-a apreciat talentele și abilitățile. S-ar putea să fie așa, dar acesta nu este un motiv să ți se rezolve plângerile. Acceptarea resentimentelor, corectitudinea, răbdarea și pozitivitatea te vor ajuta să obții recunoașterea și respectul. Concentrează-te pe elementele esențiale, în caz contrar poți pierde aurul datorită detaliilor minore. Această săptămână va fi favorabilă în tot ceea ce este asociat cu relații umane simple. Te poți angaja cu bucurie în orice dialog, iar această vorbire va aduce rezultate neașteptate. Unul dintre interlocutorii tăi poate fi o persoană de rang înalt care îi va plăcea cu adevărat atitudinea ta față de viață. Această persoană îți poate acorda ajutor legat de o afacere sau de creșterea carierei. Cel mai probabil, întreaga săptămână vei fi compania altor persoane, fiind pregătită pentru o serie de situații neplăcute. Cu toate acestea, arătând răbdare și rezistență, vei putea să le depășești cu cea mai mică pierdere. Șefii de la serviciu pot fi deosebit de prietenoși. Păstrează-ți calmul. Ceva sau cineva îți poate schimba în mod constant planurile tale, te poți apuca de un lucru, apoi de altul. Experiențele romantice este posibil să te intereseze, dar ia o pauză fermă și anulează întâlnirile în miercuri sau joi. O astfel de perioadă pozitivă poate fi oarecum umbrită de probleme pe frontul personal, dar le vei putea depăși cu ajutorul talentelor tale de neegalat prin dialog. Dacă ești singură, poate avea loc o cunoștință care se va dovedi a fi fatală. Asigură-te că îți faci timp pentru sănătatea ta. Este posibil să ai vise care prezic viitorul weekendul nu este potrivit pentru achiziții mari dacă nu au fost planificate în avans. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni Poziția stelelor îți va oferi ocazia de a demonstra cele mai bune calități și de a-ți împlini visele. Posibilele modificări la locul de muncă vor fi spre bine. Poți observa că flerul tău intern este brusc ascuțit. Acest lucru, precum și entuziasmul și perseverența inerente ție, îți vor permite să ieși victorioasă din cele mai complexe povești. În această săptămână nu este recomandat să te bazezi exclusiv pe tine în rezolvarea unor probleme oficiale dificile. Ar trebui să-ți merești mândria și apoi să cauți ajutorul colegilor care au o experiență profesională extinsă. Poți fi foarte solicitată la locul de muncă. Șefii și-au pus mari speranță în tine. Dacă visezi să faci un progres în carieră, acum va începe să se arate. Astrele insistă. Miercuri este cea mai bună zi să te afirmi. Încearcă să termin lucrările aflate pe rol la începutul săptămânii Nu este recomandat să investești bani oriunde acum, este prea riscant Dar cunoștințele pretenoase sau romantice merită cu siguranță Fi pretenoasă și zâmbitoare Reprezentantul sexului opus care este în mod clar îndrăgostit de tine își poate mărturisi sentimentele dar ai grijă, poate să apară puțină fricțiune în viața de familie. Este o problemă pe care nu ai reușit să o rezolvi pentru o lungă perioadă de timp și trebuie să spui în mod clar ce ce dorești. Încearcă asta vineri, nu uita de vechii tăi prieteni și invită în weekend. Săptămâna este favorabilă pentru consolidarea relațiilor personale. Excursiile vor avea succes. În weekend ar trebui să-ți permiți o odihnă bună. Cel mai bun scenariu de petrecere a timpului liber va fi odihna la țară, pe plajă sau în spatele îngrijirii relaxante a grădinii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Încearcă să nu-ți faci planuri mari pentru această săptămână. Norocul va fi însoțit de probleme mici. Ar fi frumos să lucrezi la autoeducație și autoîmbunătățirea. Renunța temporar la toate eforturile pentru a realiza o creștere a carierei. Acum este mai bine să lucrezi cu sârguință și să nu neglijezi misiunile de serviciu. Această abordare a afacerilor te va ajuta la obținerea unui bonus în numerar și a unei promoții, dar ceva mai târziu ia în considerare faptul că în timpul săptămânii va trebui să mergi la diferite instituții sau să comunici cu cei care lucrează în sfera administrației publice. Concentrarea și punctualitatea vor evita greșelile accidentale. Poți fi ajutată de patroni influenți, șefi, oameni importanți din punct de vedere social. Miercuri poți începe să acționezi mai activ, aparent pentru a lucra ore suplimentare. Poți uita complet de ceea ce este respectul pentru finanțe. Poți începe să golești bugetul familiei la viteză luminii și asta numai pentru nevoile personale. Este posibil ca obiectivul principal al acestor cumpărături la scară largă să fie transformarea completă și cardinală. Ai putea fi atacată de alții, fi pregătită să te răzbuni, dar blestemul că trece din gospodărie nu merită. Din potrivă, încearcă să consolideze relația cu ajutorul cadourilor drăguțe și ser de familie liniștită. Dacă ai copii, unele dezacorduri ce vor apărea se pot referi la probleme de educație. Weekendul îți va satisface bună dispoziție. Dacă ești singur acum, nimeni nu te deranjează să scrii o scrisoare universului și viitorului iubit. Sigilează-o într-o sticlă și aruncă-o în mare. Ei bine, așteaptă! Curând va naviga! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! În această săptămână vei reuși în mod special în tot felul de lucruri contradictorii, ca proiecte complet noi sau invers, o întoarcere la chestiuni vechi, neterminate și uitate de mult timp. Va dura mult timp pentru a discuta despre aceste planuri, dar acesta este un mod de a găsi oameni asemănători și de a genera oportunități pentru a câștiga bani. Ai posibilitatea de a câștiga bani, iar această săptămână îți poate aduce o sumă bună. De asemenea poți încerca într-o altă profesie. Cea mai simplă idee este de a face orice fel de arte sau de a intra în industria modei. Nu ai voie să închei o înțelegere cu propria ta conștiință. Chiar dacă o anumită aventură ingenioasă te va ajuta la rezolvarea simultană a mai multor sarcini importante, nu ar trebui să pornești la drum fără să iei în considerare toate riscurile potențiale. Ar trebui să te concentrezi asupra problemelor profesionale. Dacă ai planificat o călătorie de afaceri în străinătate, aceasta va avea succes. Începând de joi, fii deosebit de atent la tehnică. De asemenea, nu trebuie să riști și să investești banii în întreprinderi dubioase. Este o perioadă când îți vezi mai întâi interesele și apoi îți amintești de egoism. Nu toți pot fi de acord cu planurile și dorințele tale marți, partenerul tău nu va fi înclinat să ciudeze farmecului tău și poate să nu se comporte în cel mai bun mod. Vineri pot fi circumstanțe neprevăzute. Se pare că te așteaptă evenimente de bucurie în familie. Pentru sfârșitul săptămânii, planifică totul în avans. Este posibil să uzi ceva important și nu îți poți permite foarte mult. Stabilește o relație de încredere cu copiii în avans. În curând va trebui să rezolvi unele probleme împreună cu ei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Făcioara, în această săptămână ar trebui să te uiți la ceea ce se întâmplă în mod filosofic. Toată esența vanității este însăși vanitatea, dar poți extrage ceva util pentru tine, dar urmărind evoluțiile. Participarea activă la ce se întâmplă nu ar trebui să se întâmple. Toate încercările de a schimba ceva vor fi în zadar. Deci, lasă-te dusă de val. Activitatea de rutină poate fi brusc marcată de o decolare a carierei. Dacă ești implicată în domeniul militar, medical, imobiliar sau tehnic, este de așteptat să reușești. Dar pregătește-te pentru competiția. În această privință, săptămâna va fi destul de dificilă. Ține cont că de luni până vineri poți fi ocupată cu pregătirea documentelor, rezolvarea problemelor legate de bani și lucrul la proiecte mari ascultă intuiția și poți să faci mai mult decât este posibil stând pe margine. În această săptămână poți avea șansa de a crește semnificativ nivelul venitului obișnuit. Astrele spun că te pândește o operațiune foarte profitabilă. Așa cum am spus, nu grăbi lucrurile. Poți decide să vinzi în cele din urmă un lucru care nu a fost folosit mult timp. Bineînțeles, această decizie va fi foarte neliniștitoare, dar nostalgia pentru acel lucru va trece Imediat, de îndată ce profitul din vânzarea cu succes va apărea în buzunar. le avertizează: nu trebuie să te gândești la schimbări în relațiile personale, oricum nu sunt deosebit de stabile. Oricare dintre acțiunile tale în acest sector al vieții poate duce la consecințe imprevizibile și poți rămâne singură. Fii atentă la generația mai veche, au probleme, dar se tem să te deranjeze nu face cumpărături miercuri și joi. Acestea se pot transforma în dezamăgirea. În un weekend vei fi mai puțin ajutată și intenția ta să faci lucrurile obișnuite în gospodărie se poate dovedi de succes. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța la începutul săptămânii trebuie să te concentrezi asupra muncii pentru viitor. Te poți deplasa rapid către obiectivele tale. Marți poate fi o zi mai ajutată decât de obicei, dar profitabilă. Mulți dintre colegii tăi pot fi absenți de la locul de muncă, prin urmare vei fi forțată să îndeplinești toate îndatoririle. Această sarcină suplimentară te va antrena mult. Pentru a obține o promovare, va trebui să construiești o relație cu șeful tău. Principalul lucru este să nu crească într-o poveste de dragoste. Nu trebuie să fii sinceră acum, chiar și cu prietenii apropiați. Înfășoară-te într-un voal de secret. Vei înțelege mai târziu de ce este necesar acest lucru. Folosește ocazia de a întâlni oameni noi. Săptămâna îți va oferi mai multe oportunități de a stabili conexiuni comerciale și personale. În comunicarea cu colegii, nu uita de un comportament atent și serios. Nu uita că puțin dintre acești oameni sunt interesați de succesul tău. Vineri este bună pentru călătorii, relaxare, întâlniri cu prietenii cupidonul nu doarme. Dragostea te poate acoperi până peste cap și poți ajunge într-un flux de emoții. Pentru asta nu e nevoie să faci nimic. Totul se va întâmpla de la sine. Ia în considerare faptul că alesul tău nu ar putea fi cel care pretinde că este. Nu sunt excluse unele circumstanțe destul de neașteptate. Perioada este favorabilă planului personal, dar puterea legăturilor de dragoste va fi serios testată. În weekend poți merge la un picnic într-o o zonă foarte pitorească, și aici poți întâlni o persoană destul de atractivă. Întâlnirea cu o natură romantică este ușoară, ești foarte atrăgătoare pentru persoanele de sex opus. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Săptămâna este avantajoasă pentru implementarea ideilor creative. Multe probleme vor fi rezolvate fără să întâmpini obstacole speciale în calea ta. Meritele tale vor fi apreciate, poți conta pe profituri, comenzi noi și proiecte. Acordă o atenție specială celor dragi. Reamintește partenerului tău încă o dată că îți este de drag. Împărtășește energia pozitivă cu el. La serviciu va trebui să rezolvi multe sarcini urgente legate de viitor, deși fără entuziasm. Este posibil ca o participare specială a ta să fie necesară pentru una dintre rudele mai în vârstă. Această persoană poate fi bolnavă sau va avea o problemă la care nu va putea să facă față pe cont propriu. Astrele te atenționează cu privire la tot felul de boli. Prin urmare, monitorizează cu atenție dieta ta, nu lucra stop și organizează-ți eficient rutina zilnică. Deși poți avea un program foarte ocupat, eforturile vor fi bine răsplătite. Având în vedere că în această săptămână vei fi la fel de închisă ca de obicei, vei dori schimbare, comunicare și întâlniri. Dacă ai vrut de mult timp să-ți schimbi locul de muncă, este recomandat să bați atât timp cât fierul este fierbinte. Probabil că există o șansă de a găsi un loc de muncă foarte profitabil grație protecției cuiva. Mart și miercuri poți avea un succes deosebit în această privință. Pentru întâlnirile romantice, potrivit astrelor, ai unde verde doar vineri. Pregătește-te pentru emoții luminoase și cu siguranță le vei obține. Din punct de vedere financiar, ești încă pe minus. Dacă ți s-au promis bani, nu îi vei primi la timp. Shoppingul nu este indicat deloc. Săptămâna în cele din urmă se va încheia cu un mic eveniment luminos. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător Ascultă-ți intuiția și apoi vei lua decizii care îți vor asigura succesul. La locul de muncă sunt posibile schimbări pozitive. Fii sociabilă și adaugă un simț al umorului. În ultima vreme ai pus prea multă încărcătură pe umerii tăi. Astrele insistă, revizuiește-ți programul de lucru și, dacă este posibil, făți mai mult timp liber sau mergi în vacanță. Ai nevoie de o odihnă bună. Trebuie să fii tot timpul la curent pentru a nu pierde informații importante. În această săptămână poți face o achiziție costisitoare. A doua jumătate va susține acest impuls și veți începe să vă gândiți împreună de unde să obțineți suma lipsă. Ca rezultat, veți discuta cu rude și prieteni și puțin mai târziu veți deveni fericiții proprietari a acestui lucru. Dacă ești singur, în mod neașteptat, te poți îndrăgosti la nebunie. Sentimentul de va surprinde ca un val pe ocean. Un alt scenariu pentru tine este renuirea relațiilor cu un fost partener. Insistența stelelor este aceea de a-ți păstra emoțiile sub control și de a nu provoca situații conflictuale cu obiectul simpatiei tale. Te poți aștepta la oaspeți la sfârșitul săptămânii. Poate că vorbim de vizitator pentru care nu ești foarte fericită. Dacă ești plecată în vacanță, nu trebuie să uiți că activitățile de după miezul nopții și alcoolul sunt puțin asociate cu conceptul de odihnă. Fii atentă la sănătatea ta. Acum ar putea să apară neașteptată. Planifică-ți timpul cu atenție în fiecare zi. Altfel, nu vei avea timp să faci nimic. La sfârșitul săptămânii poți primi un fel de vești care îți vor schimba drastic planurile pentru weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn! Atitudinea ta de luptătoare îți va permite să depășești multe obstacole. Luni este posibilă înșelăciune de către unii parteneri, urmărește cu atenție atitudinile și comportamentul lor. Ești gata să primești bani pentru abilitățile tale creative, tehnice, mentale, comunicative și altele. Nu contează ce anume vei face. Dacă ești un profesionist în domeniul ales, nu vei fi niciodată lăsată fără mijloace pentru o existență decentă. Nu te angaja în comerț, poți fi înșelat.

În această săptămână poți câștiga bani în plus cu hobby-ul preferat. Vei putea să te bucuri de armonie pe frontul personal. Creșterea romantismului nu va fi un motiv pentru a începe să-ți neglijezi munca. Vei continua să lucrezi din greu și, prin urmare, șeful va fi mulțumit de tine. Acum poți să faci încă un pas spre visul prețuit. Încearcă să nu exagerezi, să nu lucrezi la uzură maximă și să-ți lași dreptul de odihnă. Va fi mult mai rezonabil să alternezi munca activă și relaxarea completă. Cea mai bună modalitate de a te relaxa este să călătorești pe plajă, să te implici în activități de familie în afara casei. Cele mai problematice zile pentru tine sunt marți și miercuri, nu poți face față emoțiilor. În aceste două zile, la lucru, poți manipula oamenii, poți trișa și chiar înșela pentru a obține rezultatul dorit. Astrele avertizează. Tu însă ți nu înțelegi că îți faci dușmani. Dacă ești singură, desigur dorești dragoste, flori și daruri și chiar acum poți roti un nou roman. Este timpul să începi să pui figura în ordine. Cu privire la dietă, este mai bine să nu stai jos. Joia este mai bine să o dedici casei sau excursiilor, călătoriilor. La sfârșitul săptămânii nu este exclusă o situație de conflict cu persoane apropiate. Caută rapid un compromis care să se potrivească tuturor părților. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Vărsător, în această săptămână îți poți permite o pasivitate mică în problemele profesionale. Cel mai probabil, în zilele următoare, vei fi posibil să lucrezi fără un control strict al șefilor. fă timp pentru tine. Te vei simți ruptă între sete de aventură și dorința pentru o viață liniștită, confortabilă, sigură și în bună prosperitate. O astfel de stare îți epuizează foarte mult energia, duce la o respingere a planurilor tale și este plină de oportunități pierdute. Ar trebui să fii determinată cu priorități și să rămâi la cursul ales de-a lungul săptămânii. Întreaga săptămână pot fi caracterizată de un egoism sănătos. La lucru, mulți colegi vor fi cu adevărat surprinși când vor auzi refuzul tău categoric de a îndeplini gratuit sarcinele unui angajat absent. Această decizie nu îți va pune în pericol reputația profesională, din potrivă, șeful o va respecta. S-ar putea să existe o șansă bună să schimbi locul de muncă. Între pereții casei va trebui de asemenea să ții cont de tine în luarea unor decizii deosebit de importante. Deci nu vei permite celelalte jumătăți să facă o achiziție costisitoare prin spatele tău și acest pas îți va salva familia de dezastru financiar. Nu ar fi inutil să vizitezi un cosmetician, să experimentezi o coafură sau să începi să creezi un dulap nou, luând în considerare toate tendințele modei. Dacă ai început recent o aventură de dragoste, nu ar trebui să fii îngrijorată dacă noul partener exprimă indiferență. La sfârșit de săptămână, astrele îți recomandă petrecerea undeva în afara orașului sau la un alt eveniment de divertisment în afara casei. Perioada este plină de evenimente culturale, poți merge la teatru sau la expoziții. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! În această săptămână poți simți creșterea forțelor interne. Acesta este momentul potrivit pentru o luptă în carieră, pentru experimente creative și științifice, precum și pentru o dezvoltare autoactivă. Stelele prezic norocul financiar, dar acest lucru se referă la tine numai dacă ai o profesie legată de industria modei, frumuseții și comerțului cu articole de interior de marcă. Nu cumpăra lucruri frumoase, dar nepractice. Aceasta nu este cea mai bună săptămână pentru cheltuirea fără minte a banilor. Este posibilă o călătorie sau relocare globală. Poți începe să-ți extinzi afacerea și cercul de cunoștință, să atragi parteneri din alte țări și orașe. Această săptămână ar trebui să o dedici pentru a te ocupa de sine și de sănătatea ta. Vei observa că stresul acumulat în exces te împiedică să trăiești în mod normal, să lucrezi productiv și să te simți ca o persoană fericită. Ar trebui să-ți permiți să reduci oarecum ritmul obișnuit al vieții și vei observa în curând rezultate pozitive. Vei deveni mai liniștită, mai încrezătoare și starea depresivă va înceta aproape complet. Modificările amintite vor fi observate și de partenerul tău obișnuit, care va fi mulțumit de faptul că acum există o persoană veselă și pozitivă lângă el și nu o sfântă mohărâtă. Întreburile interne nu se prevede nimic care ar putea provoca nemulțumiri. Dacă ești de familie, ești încurajată să organizezi o excursie la cumpărături în compania celui iubit. În general, săptămâna promite să aducă plăcere și emoții pozitive din activitățile care au loc în afara casei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!